200 de angajați ai complexului energetic Oltenia, care mai au un an sau doi până la pensie, suferă de boli grave sau fac parte din personalul TESA, vor intra în preaviz în câteva zile. Dacă inițial se dorea plecarea a 740 de salariați, acționarii CEO au aprobat un plan de doar 200 de disponibilizări colective în 2018, astfel că doar 200 de mineri și energeticieni vor părăsi CEO începând cu 1 iunie. Conform contractului colectiv de muncă, negociere între părți, sindicate, administrație, s-au hotărât 200 de angajeri prin niște criterii. Personalul TESA, personalul cu boli grave și incurabile și, dacă nu se încadrează cei 200, ceilalți care se încadrează la prepensionare în perioadă de 24 de luni, de 2 ani. Cu programul de restructurare? Da, programul de restructurare. Deci, asta, altul punct de vedere nu am decât acesta, prin care au fost criterii stabilite de părți, sindicate, administrație și cu nu știu ce dată va intra în vigoare prin acest program, după câte am înțeles, cu 1 iunie, dacă nu vor fi disponibilizați. 200 de angajați. 200 de angajați, da. Pentru cele 200 de locuri de pe listele de concedieri colective au fost depuse 376 de cereri. Șefii complexului vor trebui să renunțe la unele dintre cereri, deși dorința angajaților este de a pleca. Disponibilizații vor beneficia de compensații financiare. Este vorba de 4 salarii compensatorii plătite de către CEO. Acest lucru echivalează cu 10.000 de lei net de persoană. În plus, aceștia vor încasa din partea statului în baza OUG36 un venit de completare în quantum de 2.500 de lei. La suma aceasta se va adăuga în primul an și indemnizația de șomaj plătită de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, dar și serviciile de preconcediere.